Lucrările din orașul Titu se concentrează pe mai multe obiective de interes pentru membrii comunității. În această perioadă se lucrează la modernizarea unei străzi din localitate, investiție realizată în parteneriat cu Consiliul Județean. Suntem pe strada Baiului, aici avem asociere cu Consiliul Județean. Deja, cred că într-o lună zile, va fi finalizată toată strada. Consultul și-a făcut treaba bine, ce am avut de plată până acum am plătit, urmează tranșa a doua de bani când continuă lucrarea. Ce lungime? Vreo 480 de metri. Da. Da. Valoarea totală este de 6 miliarde. Cu trotuare? Da, cu trotuare, cu tot, da. În același timp, mai multe scări de bloc din Titu sunt prinse într-un proiect de reabilitare termică. Avem licitat și în lucru 15 scări de bloc, printre care și blocurile acestea două, care suntem aici. Avem în continuare scos pentru licitație, avem 5.400.000, 54 de miliarde în bani vechi, care avem bani să acopere acoperișurile pentru cele 15 scări de bloc și pentru cele care le scoatem încă 15 scări de bloc. Și cu acoperiș, cu șarpantă, cu tot, cu anvelopare, care sunt scoase la licitație. Într-o lună zile posibil să ne apucăm de lucru și la celelalte 15 scări de bloc. Să facem acoperișul și la acestea care deja le-am finalizat multe din ele și o să mai vedeți că mai avem un bloc finalizat și la unul se lucrează cu două scări de bloc. Și mai avem și la gară 5 scări de bloc care se lucrează. Schelele sunt puse și se lucrează la ele.